Ось це вид. Опа, тероризм, бійна! Salut, bă, șacalilor! Ce faceți? Fraților, de mult m-am gândit să încep să mai fac chestii de-astea sportive, că eu sunt mare sportiv, după cum știți, de pe Instagram. Dacă mă urmăriți la Ron Sniculeț, probabil și fratele meu o să afle abia acum ce facem astăzi. Astăzi o să încerc să lucrez o grupă de mușchi pe care mi-o zice fratele meu random, cu obiecte din casă, fraților. Să vă arăt că se poate să faci brandaua de acasă cu obiecte cu de toate. Știi că nu putem să facem sport în asta, tocmai de-aia o să mă întorc cu spatele, ca să mi se vadă, s-a stat în jur. Wow. Divi King, bine! Facem în pielea goală ca bărbații, dar bravo. Ca bărbați, așa și cu pantalonașii de sport. Nu, film asta. Bun, fraților, Jordan în picioare, Nike șosete. Și să citești care, ce înseamnă prima rună ratatul? Bărbat. A doua ce înseamnă? Curaj. A treia? Înțelepciune. Putere, în gâtul mă. Îți eu înțelep? A patra. Băinicie. Înseamnă luptător, lupte, luptător. A cincea? Gata. Și a șasea? Șeful tău. Nu mi-am făcut tatuaj cu numele meu. Da, bărbați, trebuie să ne încălzim așa o leacă. Trebuie să facem o leacă. Ia uite cum s-ar țintele. Da, bravo. Și acum trebuie să zic o grupă de mușchi. Da, tu o să zici o grupă de... Stai, bă, să mă încălzesc o leacă, ești prost. A, uite, mai încălzi. Facem și noi. Candy Popescu, bun, și uite. Trigerul, bine! Umeri vreau. Umeri? Umeri. Bun, fraților, haideți să vedem cum putem să lucrăm umeri acasă. Cel mai dumnezeiesc ar fi flotările în mâini. Să lucrăm mai mult umeri. Dar ce aș face eu? Prima dată aș face flotări în mâini. După care aș face pike push-up, da? După care aș face ridicări cu un bidon de apă. Avem un bidon de apă, nu, că nu a luat mătă apă de la izvor. Găsim altceva. Fiți atenți. Op, ne-am pus aici. Și dăm frumos. Ce Dumnezeu ești așa. Acestea, fraților, lucrează cel mai bine umeri. Ai numărat? N-am numărat. 9. Op. Tehnic, și câte de acestea trebuie să facem? Ca să avem umeri la fel de mari. După puteți să mai rămâneți ulea ca așa, ca băieți. Înțelegeți ce zic? Hop. Ia uite, fraților. Hai, că nici nu ești roșu tot. Am auzit? Dar asta este primul exercițiu de umeri. 3 serii, bărbătești, 10 repetări. Hai să zicem că mai vrei să lucrăm la exercițiu de umeri, da? Let's go after me, să zicem că nu puteți să faceți asta, nu-i problemă. În mod normal, aveți un bidon cu apă, da? Ăsta are 5 kg. 5 am pus acolo și vă arată fratele vostru un exercițiu dumnezeiesc, ești prost. Cel mai bun exercițiu. Haideți, fraților, cu mine să vă arăt cum să faceți umeri. Ciudat e să mă obișnuiesc să te filmez acum de la spate și tatuaj. Da, e ciudat, nu? Pentru umărul lateral, ca să facem umeri ăștia 3D. Sunt 3D? Da. Sunt 3D? Da, sigur. Fiți atenți, fraților. Abdomenul încolat, barzinul un pic basculat. Și începem să ridicăm aici, în lateral, fraților. Accentul cade aici, uite. Hop. Ia uite, hop. Înțelegeți? Înțeleg. Înțelegi? Hop. Important e să vă gândiți că asta este dreaptă, cum ar veni, să nu îndoiți. Înțelegi? Hop. Ia să fac și de aici, poate să vezi mai bine. Ia uitați-l. Hop, ia uite. Hop, hop, hop. Cum e? O plecat, ce faci? Vezi, o plecat sau ce faci asta? Că nu știu. Hop. Da, uitați, fratele. Și asta cu două bidoane. Dacă faceți 3 seturi, 12-10-8. După care, dacă vreți să vă adumeri și mai bine, două bidoane, ia uitați. Hop! Ia zi ratat, vreți să vă și ținem mult și în tensiune. Nu ducem nici prea jos, dar nici peste umăr. Cum ar lucrează aici, până la 90? Atât. Hop! Ia uite-l! Oci să văd! Hop, antrenorul zic, bine! La final de nu lucrez. Hip! Ce mă doare! Nu mai pot să vă zic. Și cam așa au fost umerii, frate. Altă grupă de mușchi random. Ok, deci eu zic ce aș vrea să învăț, da? Umerii, că așa. Ok, frate, okay. Și după spate. Spate. Spate, Dumnezeu, deci când Dumnezeu a creat omul, a început cu spate. La spate, ce am putea să... Noi, când suntem șmecheri, ne-am pus bară în casă. Apropo, m-ați întrebat foarte mult, Ednic, de unde ai sau cum se numește bara, fraților? Am luat-o cu vreo 5 ani, am dat vreo 1,5 milioane pe ea, pe acolo. Din Germania, dacă bar, din, eu nu știu, scrieți pe net, bară, tracțiuni, cu prinderi în perete. La zile, dacă nu, dă-lea, bă, pui în tocuri. Dacă nu, se poate bară de aia de pui în tocuri și s-a lipește așa. Dar mulți n-au tocuri de alea. Cum nici noi avem, avem un căcat de geam. De ce avem geam acolo, să băci? La spate, dacă aveți de ce să vă apucați în casă, dacă aveți bară de tracțiuni, băgați atât tracțiuni, că numai cu tracțiuni au crescut asta. Și aici, pe măicuța mea, dacă minte eu cu ceva. Este adevărat? Frate, mi-a fost martor atâția ani. Aș băga, în mod normal poți să te apuci așa cu 3 degete și să încerci să... Asta e că aici aveam 2, nici nu am băgat de seamă. Poți să faci așa în 2 degete dacă ești mecher. Înțelegi? Înțeleg. Așa. În caz că nu aveți bară, nu știu dacă se poate cu bidon. Ba da, se poate. Ia. Hop. Se vede? Se vede.
8. Important e stragi în cotul sus. Bam. Deci cotul sus, da? Așa e mișcarea. Bam. Da. Ideea e că dacă vreți ceva mai greu, trebuie să vă luați chestii, spuneți într-un ghiozdan. Bam. Frumos. Picioarele la distanță de umeri, spatele așa. Și am dat aici. Hop. Se vede la tat mușchiul. Se vede. Deci asta. Dar chiar se simte fără caterincă. Important e să țineți spatele drept, parte drept ca o masă. Și trageți aici în spate coatele cât mai sus și drept. Opa, dar cum lucrează să moară ăsta, să simte și cu 5 kg, ești prost? Ce mai este un exercițiu? Dăm frate, mi-e un prosop, ai un prosop? Dați un prosop, da? Îl puneți așa, încă o dată așa și încă o dată, da? Facem o chestie de asta, atenție, da? Iar de aici, începem. Bam! Frumos, înțelegi? Bă, ce lucrează ăsta? Lucrează, nu iau, dar se simte. Îți acoperi tatuajul cum faci așa. Op! Ca să vă dați și voi seama ce lucrează. Ia! Op! Cel mai bine te definești și îți dezvolți foarte bine priza asta scapulară, înțelegeți? Deci dacă umeri am făcut, spate am făcut. Da. Ce îi place unei fete ce mai mult la braț? După spate și umeri, brați. Brații? Brați. Nu abdomenul place la fete? Păi dar iarna ce faci? Se vede braț. Da, bravo, fraților, dacă aveți bară din nou, v-ați prins așa și zburați. Știți cum s-a dus la neilaltul pe lună? Așa faceți și voi. Un exercițiu foarte bun pentru biceps, abdomen. Și dacă nu poți sta cu picioarele așa întinse, inerțit. Dacă nu puteți, vă prindeți și faceți așa, scurt. Înțelegi? Am înțeles. Și tot lucrez. Dar să zicem că n-aveți bară, atenție, n-aveți bară. Nicio problemă. Deschizi, domnule, frate. Cât costă? 5 lei, 6 lei un bidon de ăsta? Ce? Reutilizabil. Dacă sunteți șmecheri și vreți greutate ca lumea, vă luați fraților un bidon și îl umpleți cu pietre. Deci puteți ca să aveți mai multă greutate, înțelegi? Atâta. Op, și ținem în tensiune. Și numărăm 1, 2, frumos, ducem jos. Sus, din nou la 30. Încercăm să întoarcem. Uite cum se vede ăsta, voi aici. Cât mai scurt. Deci cum se vede aici, zici că e o gâlbă, băi, de fapt, tipă. Încercați să duceți degetile astea, de aici, mișcarea mâinii, cât mai așa. Pentru că, uite, uitați-vă leacă care-i treaba, ia. Hop. Înțelegi? Cu cât e mai așa, 3 serii de 10. Puteți să faceți serii 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 9. Dar important e să țineți în tensiune, înțelegi? Și vă zic eu, fratelor, voi începeți așa sportul și credeți-mă că o să vadă pe voi. Mă jur, eu așa am început. V-am zis, niște prieteni s-au dus la sală. Dar nu era o situație foarte bună atunci. Nici n-aveam timp că voiam să fac YouTube. Și așa m-am apucat. Îmi mai ții minte, bă, frate meu, când veneam cu două scaune aici și făceam. Da, știu că, dar m-am apucat și eu. Dacă ai o întâlnire cu o gagică, faci 30 de astea și te duci pompat. Dar să stai doar jumătate de oră cu ea, că după te dezumfli. Și nu o să te mai placă. Așa, jumătate de oră, scurt. Ce vrei să-ți mai arăt, frate meu? Păi bă, zic, bă, vara când e așa, eu vreau un piept, bă, când vrei să arăt un pieptan, bine rău. Bine, fraților, vă arăt cum să faceți piept cu obiecte din casă. Haideți după mine. Haideți după mine. Noi aici avem scaune în bucătărie. Bună, mamă. Dau și eu două scaune, nu zic, nu? Bun, avem două scaune, atenție. Nu contează de care scaune aveți. Fiți atenți. Vă puneți aici niște de astea. Știți ca să nu vă doară mânuțile. Dacă e scaun de ăsta, că ăsta ți intră în mână. Bam, și aici unul. Rapid, așa, fiți atenți. Cel mai bun, atenție, cel mai bun exercițiu de piept. Să vedeți ce mândri o să fie părinții voștri. V-am spus aici. Cad astea? Oh, ia uitați-l cum intră, fraților! Voi vedeți o leacă? Oh, și 5 și fraților, acest exercițiu l-a făcut Hercule. Înțelegeți? Hop. Bam. În caz de vreți să vă ajutați, vă luați o bandă de asta de la Decathlon. Decathlon sponsor mi. Bam. Vă puneți aici și asta uitați. Vă ia din greutate, știi? Ia uite, mult mai ușor acum, înțelegeți? Asta vă ia din greutate. Cu greutatea corporală, nu prea poți să faci exerciții izolate. Nu e ca și cum te pui aici jos la aparat și prinzi ăla și lucrezi așa. Îți lucrează izolat biceps. Sau lucrezi la aparat special mai pentru biceps, tu când faci tracțiuni, îți intră și spatele. Înțelegi? Gen, la asta intră și grupile mari și grupile mici. Dar vă mai arăt, fraților, mai vreți să vă arăt un exercițiu bun pentru piept? Eu o să vă arăt acum, pentru piept ar trebui de obicei să împingi ceva. Dacă mai știi, frate meu, când erai tu mai mic, te puneam să stai cu picioarele pe canapea și cu spatele la mine, eu mă puneam sub tine și te împingeam așa. E, da, chiar. Mai știi? Da. Îl foloseam pe frate. Dacă nu aveți asta sau sunteți singur, apărând nu-i problemă, cel mai bun sunt flotările. Dar dacă aveți o minge în casă, creează o tensiune, e extraordinar, fiți atenți. Hai, hai jos, băi. Am pus aici frumos mâinile pe minge, o apucăm așa, ca și cum vrem să-i crăpăm capul unul. Bam, picioarele un pic mai depărtate să avem echilibru. Atenție. Ia uite aici. Ia uite, vino și filmează pieptul de aici. Cum se strânge? Păi noi trebuie să strângem 50 de bani aici, ia uite. Zoom pe piept, ia uite. Ia uite cum se strânge. Aoleu! Ia uite. Ia uite, ia uite. Hop! Bine. Ia, hop, hop, hop. Fraților, ăsta creează tensiune. Din nou văzut neam din neamul vostru. Și după care trebuie să faci și așa, ia uite. Poate spargi și vizorul.
Bravo, cumpără altul, mă piși, nu uitați, lăsați un like. Ce mai vrei, frate, mie să lucrăm? Bă, hai în sală. Ținică, păi știi cum e, că toată lumea se ia că ai picioare, ai chicken legs. Chicken legs? Sunt niște picioare, gen. Hai să vă arăt, fraților, un exercițiu, de fapt, ăsta e, de fapt, un antrenament pe care dacă îl faci, este rupere. E format din două exerciții, dar vă arăt acum. Primul l-am postat și pe Instagram pe story. Vă urmăriți pe Instagram că acolo îmi postez mereu antrenamentele. Poate furați de acolo. Meseria să fură, atenție să fură. Hoț ne prinde cu sor cinstit, furați. Atenție, vă încălziți o leacă. Trebuie să vă încălziți la genunchi la astea. Pune un pic presiune pe genunchi, da? Vă încălziți bine frumos. Pistol squat-uri. Atenție. Asta în mod normal. Hop! Ai venit jos. Ai făcut. Cum am făcut asta? Cu antrenament. Bam. Hop! Atenție, picior jos. Sus. Din nou. De celălalt. Hop! Și sus! Atenție, este... Nu o să puteți la început, nici fratele meu nu poate. Ei, nu. Sunt negări în pușca. Asta e, te filmezi doar la picioare. Da, hai! Ia uite, stai, hop! Mă, bosule, că... Hai că o putut, frate meu, bravo! Pe când făceam eu astea, boss! Deci, frate meu, poate, trebuie să fii sportiv. Până la urmă, trebuie să fii sportiv. În orice caz, dacă nu puteți, fraților, bam! Vă prindeți de un colț de ceva, vă atingeți de dulap, de pat, și veniți aici, vă țineți frumos, ca să vă sprijiniți. Că de fapt aici nu-i vorba că mușchii poate îi aveți la picioare. Dacă nu-i vorba mai mult de echilibru, înțelegeți? Hop! Și aici, pe fiecare picior câte 10 repetări, moarte curat. Mă las pe vremea aceeași zi. Am făcut 3 serii, pe fiecare picior 10 pe ăsta, 10 pe ăsta. De 3 ori, da? Adică 30 pe fiecare picior. Și fiți atenți acum, fraților. E mama mea sfântă dacă nu vă omor. Fiți atenți. Am început cu bidoane și l-am terminat fără, pentru că este foarte solicitant. 5 aici, da? Una. Brata, curge apă, ești prost? Până la 90 de grade, fundul jos, spatele drept. 4. Încă curge, dar mă piși. 5. Și după care începem. Una. Și avem. 2. Bam. 2. Și. 2. Și acum. 3. De 5 ori. 3. Atenție, este foarte puternic. 3. Și 4, atenție, este foarte complicat. Dar dați-i tare și de 5 ori faceți asta. Bam, 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 hop. Iar acum, încă 5 pentru final. 1, 2, 3, 4 și 5. Iar asta, fraților, trebuie să o faceți de 5 ori. Bălău. Tot circuitul ăsta de 5 ori. Eu asta am făcut săptămâna trecută la picioare. Ideea e să o faceți cât mai încet. Păi nu mai poți, ești plus. Dacă nu puteți cu așa, v-am zis. L-am început cu bidoane. L-am terminat fără. Te rupe, să mori, frate. Frate, eu te las să mai zici o grupă de mușchi. Încă una și gata? Cred că încă una și gata, că nu mai poți, ești plus. Îți rup de la antrenamentul de ieri. Băi, deci dacă omii era făcut, se vede frumos. Se vede, abdomenul, bă. Abdomenul e o grupă foarte mare. Fraților. Putem să facem, ca să lucrăm tot abdomenul. Începem, fraților, cu niște leg raises. Dă-te așa, frate. Scurt. Încercați să țineți mâinile pe lângă corp. Sub fundea iurei din începători. Și din abdomen ține tot. Hop. Bine, tremură că eu am febră. Hop. Bam. Bine, asta dacă ești mai avansat. La început, ții mâinile sub fund. La început puteți să faceți așa. Bam. Ideea e să nu le duceți nici prea jos, nici prea sus, așa să odinească abdomenul. Mușchiul trebuie ținut, ia uite, până aici, cât mai multă tensiune, înțelegeți? Dacă vreți să le superzetați, le faceți circuit. Ăsta care îmi place mie foarte mult. Bam, ia uitați aici. Bam. Bam. Și hop. Deci trebuie să atingi acolo. Încercăm, da, depărtăm astea așa, să aveți stabilitate. Bam. Bam. Faceți câte vreți voi, cum ar veni. Ca să lucrați frumos întreg abdomenul, să faceți și tare. Pun chestii sus aici, nu ne lăsăm. Nu lăsăm umerii jos. Umerii sus, bărbia în piept, ne proptim bine picioarele. Hop, până aici. Hop. 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 Uitați. Hop. Hop. Ne-am înțeles? Hop. Am înțeles. Scurt, fraților. Dacă ești așa un om care mă privea, ți-am oferit încredere, zici că bă, l-aș urma pe tipul ăsta. Bă, să ți-o zic acum, deci din propria experiență. E, bine, ignorând faptul că, na, filmare proastă la calitate, așa, case, haine aruncate. Da. Cam asta a fost clipul. Nu uitați să vă abonați la canal. Vrem să facem 1.500.000. Nu trebuie să mergeți la sală. Începiți acasă. Păi mai puțin costisitor, salvați mai mult timp. Așa am început și este cel mai bine pentru voi. Băgați acasă. Și ca de fiecare dată, eu ce să vă mai zic? Beți apă mult. Nu, era așa. Beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat.